Ну-ка, ну что ты говоришь? Ну, он дряга. Семь. Три зелезы, по-моему. Три зелезы, дружка. Ну, я пятно. Три зелезы, то на максимум сам спели машину. Суит. Та-та-та-та. Salutare, prieteni! Salut! Prieteni, ce-ar fi dacă aș cere de la tata să conduc? Haideți să vedem! Hai! Tata, eu singur smâne pot! Dar cum singur? Tu nici nu știi aici treptele, trebuie să viteza, tu nu poți să-l schimbi. Cum să țin mâinile corect pe volan? Dacă așa să țin mâinile. Nu așa, iată, așa să țin mai bine. Nu, tata, eu singur. Hai! Și, tata, ne pornim? Nu pune mâna, așa să-ți scaunul mai întâi. Da, așez, așez. Gata, ne pornim acum? Nu, pune-ți centura. Dar tu niciodată nu-ți pui centura. Și dacă nu ne-o pun, eu nici pe site-uri nu intru porno. Și eu, chiar dacă intru, apuc, șterg istoria să nu vadă mama ta. Și eu odată am intrat. Ce faci și părăsește ambreiajul așa brusc? Eu doar pe voi cu măta nu v-am părăsit până acum. Da, dar eu prima dată după volan. Prima dată? Tu mai bine dot ai lăsat, ai părăsit-o decât ambreiajul la mașinica mea. Ce faci? Bag-o în urmă. Da, dar nu funcționează. La tine capul nu funcționează. La mine performantă lucrează foarte bine. Nu merge tare. Dar nu merg tare. Dar nu merge tare, îți spun eu. Dar nu merg tare. Dar nu merge tare, îți spun eu. 15 ani ai să-mi duci gunoiul. Ai să te căsătorești, ai să-mi duci gunoiul. A să-ți apară copiii, a să-mi ducă ei gunoiul. Dacă din cauza la pisica asta am vreo zgârietură pe mașină, e gata cu tine. Uf, Doamne, poate nu ați fi nici o zgârietură. Și ta ce-i cu pisica? De o dracului de pisică! Pisica are nouă veți, dar eu am numai o mașină. Pornește. Tati, poate spun muzică? Da, pune, pornește. O! Da, altă muzică spate? Da, și frumoasă muzică. Dă-i metale. Ai văzut. Pa, dar nu roti volanul așa de tare. Da. Uite, se aude sunetul, mă. Dar și problema. Dar și problema. Dar și problema și bă, dacă n-ai să înveți bine la școală, numai nota 10. Ai să înveți 6, 6 și 2 și 3. Iată așa, fecioraș, bravo, bravo, încetișor. Aici prinde semnizatorul la stânga. Da, aici nu-i nimeni, tata. Eu sunt. Ce contează? Uite, fecioraș, asta trebuie să știe orice șofer. Trebuie să știi câte trepte ai. Trebuie să știi, să simți trebuie mașina, înțelegi? Dacă s-a defectat, trebuie să știi cum să o faci. Dacă mergi undeva la depărtare și s-a defectat mașina, trebuie să știi cum să o faci, înțelegi? Dacă tu te duci și se defectează mașina, ce faci? Tata, pe mine băieți de mă așteaptă în Argheleau. Eu plec, bine? Nu! Eu încă n-am văzut cum parchez. Da. Hai, pornește. Ce, tată, gata? Nu, am plecat. Nu, adică... eu te-am învățat să conduci. Te-am învățat, plecăm până la garaj, prietenul meu face niște frigărui. Eu am să beau o bere, am să... oricum de-am să conduci tu. Prieten. Niciun fel de prieteni, hai, mergem la garaj. A, muzică, da. Oh. Deci, prieteni, dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, nu uitați să rupeți butonul de like și să scrieți în comentarii ce fel de videoclipuri mai doriți să vedeți pe acest canal. De asemenea, scrieți în comentarii cum ați învățat să conduceți. Da, pa!